Traficul de droguri care a explodat în ultimul timp, a explodat în ultimii ani. Asistăm la o degenerare a generației tinere, din păcate, care este din ce în ce mai expusă asupra acestor fenomene. Am atras atenția asupra următorului pericol, ceea ce înseamnă apariția unui nou tip de drog, fentanilul, care produce zeci de mii de victime anual în Statele Unite și a început să producă victime și în Europa. Aceste fenomene nu fac altceva decât să, așa cum spuneam, să distrugă din rădăcini societatea românească. Este o societate care se schimbă de la an la an, evoluează, iar învățămintele pe care noi trebuie să le transmitem generației tinere trebuie să ne conducă și să-i conducă în direcții în care să putem să dezvoltăm o societate pe niște valori și cu niște valori solide, nu cele pe care, din păcate, și aici în Parlamentul României asistăm la ele și unele dintre ele pleacă exact de aici, din rândurile acestea. Și atunci lucrurile, cum spuneam, trebuie să vină într-o formă în care generațiile tinere să poată să ducă mai departe ceea ce noi transmitem.